În 2009 apărea primul S1000 RR. BMW debuta în lumea superbike-urilor din zilele noastre. Avea să-și câștige imediat respectul pe stradă și în paddock-uri. Ridicase standardul la peste 190 de cai putere și strălucea prin motor, manevrabilitate și electronice. Însă de atunci au trecut 6 ani, iar lucrurile trebuie să meargă mai departe. Anul trecut, motorul încă era unul competitiv, dar BMW n-a vrut să fie luat prin surprindere de către rivalii de la Yamaha sau de la Ducati. Așadar, aici avem S1000 RR 2015. Noul model are pe hârtie cu 6 cai putere în plus față de precedentul și cu 4 kg în minus. Mai mult, are altă electronică. Doar că diferențele nu se rezumă aici. Pur și simplu, noul S1000 RR este o motocicletă mai rafinată. Rafinamentul se vede prima oară la design și la materialele folosite. Motocicleta păstrează vechile linii, dar parcă arată mai fluid. Noul S1000 RR este mai frumos, dar mai are până să ia coroana Miss Superbike. Totuși, chestiile cu adevărat importante s-au întâmplat sub carene. Chiulasa și alte sisteme ale motorului au fost regândite, admisia e mai eficientă, iar evacuarea mai ușoară și mai performantă. Toate fac din noul RR o motocicletă mai puternică, iar curba de cuplu e mai liniară. Trage cel mai bine între 9500 și 12000 de rotații pe minut. Noul S1000 RR are și o altă ciclistică datorită modificărilor aduse șasiului. Suspensiile sunt semiactive și sunt coordonate de o versiune îmbunătățită a sistemului TDC. Și că tot a venit vorba de sisteme, S1000 RR este plină de tot felul de senzori și de chestii electronice care să facă cât mai mult din treaba pilotului și să te țină cât de cât în siguranță când tragi prea tare de gaz. Ai 5 moduri de mers, launch control, limitator de viteză pe linia boxelor, quick shifter pro, control al tracțiunii ce poate fi calibrat pe 7 nivele, ABS racing, senzor de înclinare, cred că le-am spus pe toate. Dacă m-aș apuca să povestesc despre fiecare în detaliu, mi-ar trebui 3 episoade și filmul s-ar transforma într-unul de gadgeturi. Așadar, să vedem rezultatul final. Când am luat motocicleta de la BMW Motorrad România, avea 83 de kilometri pe bord. Ceea ce înseamnă că era în rodaj, limitată la 9000 de rotații pe minut. Astfel, n-am putut accesa toată puterea și, sincer, ar fi fost greu să o fac pe stradă. De altfel, dacă alegi modul Rain, ai 187 de cai putere, iar sistemele electronice intervin foarte devreme. Așadar, dacă ești racer de dorobanți, S1000 RR în modul Rain este foarte sigură. Tragi cât de tare vrei de gaz și nu sare de sub tine. Dai cât de tare poți în frâne și nu te aruncă în mărăcini. Dacă te ții bine pe ea și nu ești dus cu pluta, în principiu ajungi acasă pe picioarele tale. Decât o sportivă de 15 ani cu 150 de cai putere și fără ABS și controlul tracțiunii, mai bine un S1000 RR cu 200 de cai putere și sisteme de siguranță. Doar că noul S1000 RR costă de 10 ori pe atât. Modelul testat de noi, cu sisteme opționale, este 19.000 de euro. Ceea ce nu-i mult în comparație cu rivalii direcți. Este chiar mai ieftin cu 700 de euro decât Yamaha R1, cu 2.600 de euro față de Ducati Panigale și cu 7.500 de euro față de Panigale S. Și, vorba aia, dai un ban, dar știi că ai ultimele tehnologii. Pe display poți vedea, grafic, cât de mult intervine ABS-ul, controlul tracțiunii și cât de mult ai lăsat pe viraje. O chestie foarte drăguță, ce te face să te simți mai tehnic, chiar dacă nu ești. Mai mult, este primul superbike cu pilot automat și are manșoane încălzite.
tare mult am apreciat asta când am ieșit la 5 grade Celsius. Toate te fac să te simți confortabil pe stradă. Psihic mai mult, căci fizic n-ai cum. Poziția este imposibilă dacă vrei să mergi normal și să nu cumva să te urci pe ea imediat după ce ai mâncat. Oricâte opțiuni de confort ar avea și oricât de sigur ar fi dacă îl folosești cu cap, S1000RR este un superbike. Respira asta prin fiecare formă, prin răspunsul prompt al accelerației, prin urletul evacuării, manevrabilitatea în viraje, frânele foarte bune, precizia cu care stă pe asfalt. Toate arată că e un monument al ingineriei și că locul lui este altundeva. Ne aflăm în Piața Victoriei din centrul Bucureștiului și n-am ales întâmplător acest loc. Este scena unde, seară de seară, băieții se strâng cu motocicletele și pleacă să se plimbe. Ba pe Magheru, ba pe Calea Victoriei, ba spre Aviatorilor. Este locul unde această motocicletă, S1000RR 2015, nu are ce căuta. De altfel, ce am făcut noi acum nu este nici măcar un test. Este doar o plimbare și o prezentare a modelului. Ca să fi făcut un test adevărat, aveam nevoie de un circuit, aveam nevoie ca motocicleta să fie ieșit din rodaj și aveam nevoie de un pilot profesionist. Dar toate astea se vor întâmpla în curând, în noul episod pe Motoare TV.